Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Nu suntem pe plajă, bineînțeles. Din păcate... Suntem la Pucheni. Suntem la Pucheni. Soția a dezvăluit locația. A fost așa un final neașteptat la ultimul videoclip cu traseul nostru de la Eforie Nord spre casă. Din nefericire a picat telefonul din, de fapt, suportul cu telefonul inclus de pe bord și acesta a fost finalul călătoriei noastre până acasă. Așadar, deci nu s-a întâmplat nimic grav, poate v-ați gândit la orice altă problemă. Ei bine, țin să vă mulțumesc pentru toate comentariile care le-ați adăugat la videoclipurile noastre de pe toată durata vacanței. Mă bucur mult că am întâlnit și anumite persoane care m-au salutat atât pe plajă cât și prin stațiune și țin să le mulțumesc din suflet că au îndrăznit să vină la mine și să mă salute. Ca de altfel am avut un comentariu acolo cum că cineva ar fi stat în același hotel cu noi, dar la fel nu a îndrăznit, dar îl rog ca data viitoare la anul, dacă ne mai sincronizăm, să vină să schimbăm câteva vorbe și mi-ar face plăcere să vorbim și să ne cunoaștem. Acum, după cum bine v-am anunțat, o să răspund tuturor la comentarii pe care comentariile pe care le-ați adăugat la videoclipurile noastre. Și bineînțeles, vă voi vizita și canalul și voi viziona și videoclipurile de pe canalul vostru. Am observat că la comentariile care le-am dat așa o inimioară, cum că, adică am vrut să nu fiu așa prea indiferent și am mai dat câte o inimioară la unele comentarii primite la videoclipurile din stațiunea Eforie Nord și trebuie să le reiau și pe acelea să le răspund cu mesaj și, bineînțeles, cu vizionare pe canalul vostru. Ok, ca asta a fost așa ca o introducere, am revenit la rutina zilei, acum ne aflăm în Târgul Pucheni din București, situat pe strada Pucheni, Pucheni din sectorul 5 al capitalei. Noi deja am făcut cumpărăturile, o să vă arătăm la final ceea ce am cumpărat și vă spunem și câteva prețuri. Este ora 11, aproape de prânz, am venit mai de dimineață, de la 9 am ajuns aici. Prețul unui bilet la intrare este de 5 lei și aici ne aflăm în zona de cu ceapă și cartofi de unde am cumpărat și de fapt am început cumpărăturile. Cei drept au mai plecat din cumpărători. Această primă alee cu ceapă și cartofi, după cum se vede și acolo, ceapă 2 lei, dar de fapt nu e românească. Deci noi am cumpărat ceapa cu 2,20 lei. 2,30 lei, nu? 2,30 lei, ceapa, cartofii cu 1,60 lei. 1,80 lei? Da.
soția știe mai bine prețurile. Aici e zona cu fructe, cu fructe mai mult, de varză, la varză. Fructe, prune, piersici. Da, deja n-am umplut mașina cu legume. Și o să mergem așa pe fiecare linie de linie cu legume, fiecare alee. Da. Era să zic linia de autoservire. Da, obișnuit de acolo. Aici tot ceva cu fructe, dar deja s-a cam golit așa cu cumpărătorii, deși e ora prânzului. Da. Să vă arătăm când ajungem la mașină ce am cumpărat. Acum vor mai urma câteva videoclipuri din stațiune. De fapt, după cum ați observat, au mai urmat câteva videoclipuri din stațiune. Noi ne-am întors pe 29, după 18 zile. Aici tot așa ceapă, cartofi. Aici un cal putere. Roșiile cât erau? 3,54 lei. Roșiile, ardei 4 lei. Vinetele? 2 lei, da. Vinetele 2 lei. Am cumpărat și noi vinete. Ustroi 15 lei. Și 18 lei. Vedem pe acolo. 15 lei, 18 lei. Hai să... Nu, că nu vă filmez. Făceam așa, am cumpărat, am făcut niște cumpărături. Sunt pe YouTube, fac un vlog pe YouTube. Petri Video. Petri cu Y, Video. Da, dacă e. Am mai cumpărat și mulți m-au întrebat ce prețuri mai sunt, ce și cum. Ce zic? Da, mai pun și pe Facebook așa, rare ori, da. Tot Petri Video sau Petru Șene, da. Noi am mai făcut așa. Uite ce cap ia frumos are lumea. Reclamă și nu mai bine, treabă. Da, da. Da, ne-ați văzut? Ne bucurăm mult. Nu, așa în mare, nu filmez oamenii, că poate mulți nu vor să sperie sau să nu vor să... Da. Dar faceți bine că m-ai filmat și întrebat lumea de preț. Da. Da. Cât e capia dacă... 7 lei. 7 lei? 7 lei. E frumos. Frumos capia. Ai luat, nu? Parcă nu? Ai luat, da? Da. Da. Ok, mulțumim. Puteți să dați acolo o urmărire. Poate data viitoare veniți să cumpărăm capia de la dumneavoastră. Da, am luat. Din păcate am luat și e frumos. Sănătate. Da, niște dăm cu... Avea capia de vânzare. 7 lei a zis că e, nu? Da. Noi am filmat. Și... A... Deci aici, la fel. Ok, aici e tot zona cu legume. Am luat zona cu legume. Mulți se retrag, mulți cumpărători se retrag. Hai să treacă aici. Unde mașinița noastră? A. Am luat și fasole și fasole n-am luat, ardei. Și aici este aleea cu pepeni. Acum nu mai știu unde e. Unde e. A, pe aici e mașina noastră, da. Deci aleea cu pepeni, cât se vede cu ochii. Pepeni. Și mai mari și mai mici, pestrițați, galbeni.
Nu e pe aici? O, pe aici, dacă nu ne întoarcem un pic înapoi. Dar pe aleea asta am lăsat. E mai în față, da. Am lăsat aici, deoarece aici am încheiat cumpărăturile. Uite aici. Da, acolo. Stai să treacă. Să treacă demnul cu mașina. Hai pe aici. Să vă arătăm și cumpărăturile noastre. Am luat așa pentru câteva zile, o să mai venim când mai am timp. Aici, bineînțeles, pepen. Ăsta l-am luat crăpat la 1 leu kilogramul. Și mai avem 5 lei pe el. Da, e destul de greu. Are 5. Și aici 3 pepeni galbeni cu 2 lei kilogramul. Aici am luat la fel pepeni pestrițați cu 1 leu și cât? 1 leu. Tot timpul mai este 2 lei kilogramul. Ăștia sunt 2 lei, da? Da. 2 lei. Ăștia toți 2 lei? Da, 2 lei, 2 da. Lei. Da. Da. Mai avem niște pepeni aici, la verzi, am mai luat. Ăștia lanții am luat 1,80. Ăsta e 1,80, da. Știi tu ceva. Ăștia sunt 1,80 lei. Pepenii. 3 bucăți sunt aici. Ardeiul 4 lei. Am luat și niște ardei aici, o plasă mai mare de ardei pentru umplut, pentru salată. Ce mai avem aici? Aici niște usturoi. Niște usturoi și niște porumb. Ne mai scot porumb pentru fiert, un săculet cu 1 leu și 1 leu jumate, 50 1 leu, 50 porumbul, da. La mare le dăm 10 lei. Niște usturoi cu 10 lei, 15 lei usturoiul. Mai avem aici aici e ceapă cu cât? 2 lei. 2 lei 30, ceapă, un săculeț de ceapă. Aici au un sac de cartofi, 1,80 lei, nu? Da. 1,80 lei, cartofi albi. Și vinete cu 2 lei. Aici niște vinete cu 2 lei. Ia uite pe asta. Ia uite ce caragoasă e asta. Da. Yes? Aha. Are ureche. Cu cioc. Cu cioc, are gura mare, înseamnă. Cu cioc. Are gura mare ca mine. Uite, se vede aici, se vede și ochișor aici. Mă, dar cum de n-am văzut eu că nu luam? Da. Ce are, mă? Mișto. Cu gura mare. Cu cioc. Vezi? Vânată cu cioc. Da. Da. Frumușele. Sunt sănătoase, da. Sunt tari. Da, mai micuțe. Pentru noi sunt suficient. Ia. Cam asta a fost cumpărăturile noastre, primul video de la venirea noastră din vacanță și vor mai urma alte videoclipuri. Să mergem din nou pe la Obors, să vedem dacă putem filma și la pește, o să luăm niște pește de la piața Obors și bineînțeles îndrăgiți mititei, că cei de la Eforie n-am luat gândul de la ei și mergem la cei de la Obor, binecunoscuți mici de Obor. Acum o să mergem acolo unde sunt ei, de fapt, cei mai buni. Noi am fost la cealaltă locație de pe Ziduri Moși. Acum o să mergem la cei din incinta pieței, din piață, de unde sunt ei originali și renumiți în toată lumea. Ok, noi de aici, de la
Piața Pucheni, Târgul Pucheni. Vă dorim multă sănătate, consumați legume și fructe pentru o viață sănătoasă, faceți sport și fiți binecuvântați și cu credință în Dumnezeu. Toate cele bune până data viitoare, să ne revedem bine, sănătoși și vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru comentariile adăugate. Și bineînțeles, dacă voi întârzia să vă răspund, nu vă faceți griji, deoarece vă voi răspunde garantat la toate comentariile de pe canal, mai devreme sau mai târziu. De aici, Târgul Pucheni, Piața Pucheni, din sectorul 5 al Capitalei, vă dorim sănătate și toate cele bune. Pa, pa! La revedere! Pa, pa!